Salutare, bine te-am găsit. Ce faci? Mă uite ce să fac și eu, bine, ca marțea. Ca marțea asta ploioasă și urâtă și nu știu cum e la casele voastre sau în județele voastre aici la București. E o plăcere, nene, zici că a venit toamna în sfârșit. Da, știi care e bucuria? Că mâine și poimine e liber. Și da, astăzi am văzut că s-a circulat ceva mai bine în București. Da, da, mâine o să se circule superb. Da, da, o să fim singurii care muncesc, mă rog, da, singurii din zona asta. Sunt sigură că foarte mulți ascultători vor munci mâine, dar... Da, va trebui să ne luăm pachetel de acasă, că va fi închis totul tot pe aici. Da, da. Da, și eu chiar mă gândeam cum o să facem România în direct, dar... Na. Cu entuziasm. Cu entuziasm, vorbesc eu. Vorbesc eu. Dacă e o situație, vedem. Da, azi despre ce vorbești? Astăzi, te văd așa, acum... bătut un pic. A, nu, nu s-a bătut. De vremea asta mă întoarce pe dos. Nu-mi place. Astăzi am o știre care nu e neașteptată. E neașteptată dacă uiți ce mai face presa în trecut. Probabil că ați auzit la știri că medicul, cunoscutul medic, Virgil Musta, a fost trimis în judecată de DNA și merită un pic să ne uităm la povestea asta, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Hai să aflăm povestea. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Acum eu cred că mulți dintre voi își aduc aminte de medicul Virgil Musta, unul dintre personajele cunoscute din perioada pandemiei, pentru că apărea destul de des la televizor, la radio, chiar și la noi, cu sfaturi practice despre cum să te ferești de boală, ce se întâmplă, despre cazurile pe care le avea în spital. Și spitalul de la Timișoara de boli infecțioase era un spital cu rezultate bune și așa au și rămas în lupta asta cu COVID-ul. Astfel, doctorul Musta a devenit cunoscut atunci pentru mulți români. El probabil că era un medic cunoscut în zonă și în România înainte de pandemie, dar atunci a intrat brusc în atenția națională, să spunem așa. Astăzi, un comunicat al DNA spune că medicul a fost trimis în judecată. De ce a fost trimis în judecată? Pentru că testele COVID pe care, sau care se făceau la spitalul de boli infecțioase, o parte dintre ele, în mod evident, pe anumite intervale și pe anumite spații, erau făcute contra cost, da? Adică contra cost, banii fiind împărțiți de societatea medicală la care domnul Musta era acționar și spital, în proporție de 83% societatea medicală, în proporție de 17% spitalul. Doar că asistentele care lucrau la recoltarea efectivă a probelor respective erau plătite doar de spital, nu erau plătite de societatea respectivă, așa cum ar fi fost cazul în această situație. Și, încă o dată, banii se împărțeau de maniera asta, deși și analiza în sine se făcea pe aparatura spitalului, pentru că societatea respectivă nu avea aparatura necesară, susține... Oare de ce se compromit oamenii ăștia? E o foarte bună întrebare. Nu pot să-mi dau seama, că nu cunosc și n-am răspunsul, dar probabil că a fost o oportunitate de afaceri foarte mare. Pentru mine, iarăși, e complet aiurea, și aici s-a și ocupat DNA-ul de chestiunea asta, e complet aiurea faptul că toate lucrurile astea se întâmplau într-un spital public. Or, eu nu pot să-mi închipui în momentul în care ajungi la spitalul public cu o nevoie că acolo poate cineva să-ți perceapă o taxă. Adică ești în curtea, în îngrijirea spitalului public, în... nici nu știu cum să-i zic. Ai intrat într-un spital din România, acolo unde te duce asigurarea ta. Nu văd de ce pe teritoriul spitalului respectiv să se culeagă probe pe care le prelucrează o clinică privată sau contracost. Asta pentru mine a fost o nedumerire. Firesc că au fost clinici care au făcut foarte mulți bani în perioada COVID, dar ele testau, sau multe dintre ele testau pe la casele lor. E posibil ca să mai fi fost astfel de afaceri la un moment dat. Bun, acum procurorii au trimis în judecată nu numai pe domnul Musta, au trimis în judecată și asistentele care se ocupau de treaba asta, dar au trimis în judecată și pe directorul medical la același spital și pe coordonatoarea asistentelor. De ce au trimis în judecată? Pentru că directorul medical al spitalului vedea ce se întâmplă, adică nu putea să
fac abstracție de faptul ăsta. Înțelegea perfect. E bănuiala mea ceea ce se întâmpla acolo. Și o să avem un dosar care va fi judecat. Testul de COVID era 300 de lei. Da. 300 de lei, ține, era cum București era 400. 400, da. 300, 83% spitalul, sau, mă rog, firma domnului Musta și spitalul 17%. E, acum, asta zic că nu e chiar o surpriză. Atenție, de ce zic că nu e o surpriză? Pentru că afacerea asta a fost devoalată în anul 2020, chiar în septembrie, dacă nu mă înșel, de publicația Libertatea. De jurnaliștii de la Libertatea, care sunt coordonați de Cătălin Tolontan, au scris prima dată în toamna lui 2020 și au zis, vedeți că aici e o problemă. Aici se plătesc niște teste care poate n-ar trebui plătite în spațiul ăsta, adică câtă vreme ești la spitalul public, și doi la mână, banii nu sunt împărțiți corect. Și oamenii au scris la data respectivă și au trecut 2 ani de la data la care publicația a dezvăluit lucrurile astea, până la data constituirii dosarului pentru a fi trimis în judecată. Și la asta voiam să vă atrag atenția, că uităm foarte multe fapte din trecut și că, doi la mână, chiar și presa, așa cum e ea, mai contribuie la dezvăluirea unor situații. Și da, nu funcționează ca în filme, niciodată viața, în sensul că dezvăluirile se fac astăzi. Da, și că se întâmplă ceva imediat, da, după. Și până la finalul filmului vine cineva. Nu, vine 2 ani mai târziu și nici asta nu înseamnă, cum să zic, dreptate sau că s-a întâmplat ceva cu totul la parte, până când nu se vede o hotărâre a instanței de judecată, pentru că în astfel de situații va urma o bătălie juridică. Întrebarea care s-ar pune acum, și cred că statul român ar putea să se uite măcar pe dezvăluirile făcute de numeroase publicații în perioada asta, ar fi, dom'le, câte tunuri s-au dat aici? Nu uitați că avem niște dosare care au fost pornite de la firma aceea de medicamente și de aparatură medicală a statului român, care a dus mănuși și măști neconforme până la diverse alte importuri și până la cantitățile mari de vaccin care au fost luate prin decizie politică, mult mai mari decât prevede necesarul. Nu au fost cumpărate toate cât erau trecute acolo în contractele. La final de martie, iartă-mă că te întrerup, final de martie 2020, sigur nu aveam nicio mască în casă pentru că nu existau. Nu, da. Nu s-a gândit nimeni la asta. Am fost la o farmacie, a fost penibilă. Atunci am fost la o farmacie, am întrebat dacă au măști, mi-au spus da, am întrebat cât costă oblei, eu am crezut că e oblei cutia și am luat două cutii. Am dat să plătesc cu cardul și mi-a refuzat, au spus fonduri insuficiente. Și am spus, cum, 16 lei n-am eu pe card? Zic, haideți totuși să încercăm. Am mai încercat odată. Fonduri insuficiente. Știi cât era, de fapt, o cutie cu măști? Oblei era masca, 430 de lei. 430 de lei. 430 de lei, da. O cutie cu măști. Mamă, adică erau 100 de euro aproape. Da, 100 da. De euro. Sigur că n-aveam 860 de lei pe card. Sunt investigații de presă în Rise Project, în Recorder, în Libertatea. Sunt enorm de multe care arată câte probleme au fost acolo. Sigur că dosarele penale merg mai greu, dar dezvăluirile sunt. Adică pot fi folosite. Ăsta, în comparație cu multe alte lucruri pe care le-am văzut, asta pare a fi un caz relativ mai simplu pentru procurori și mai mic ca valoare a daunelor, respectiv 170 de mii de lei foloase necuvenite. Da, e mai puțin decât 170 de mii de euro de la celălalt caz. Apropo, a venit astăzi domnul Blinken, să nu-i să zic treaba asta, domnul Blinken, care e ministru de externe a Statelor Unite, și a zis, zice, aici la dumneavoastră, mai cu voioșie în lupta împotriva corupției. Cineva a clipit de două ori, îți dai seama, a cerut ajutor. Dar cum să-i face asta domnului Iohannis și domnului Ciolacu, care tocmai aplaudau că se ridică MCV-ul? Da, ce ghinion, cum s-ar spune? Ghinion. Gata. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica De la bun început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM, la secțiunea Live. Apropo, am o piesă frumoasă. Ia. Da? O asculti? Ia. Cea mai bună varietate e aici. All day long, all the time. Pe aceeași frecvență cu tine. I love the music. Europa FM.